dragii mei, numele meu este Alessia Marin și suntem aici la podcastul Pleștul nostru. Astăzi vom discuta despre lectură și despre importanța acesteia în viața tinerilor și o am alături de mine pe Bianca Mirică, cofondator al celui mai mare club de lectură din România, numit The Rory Bookshelf. Bună, Alessia, îți mulțumesc pentru invitație și mulțumesc că ai încredere în proiectul meu și ai decis să mă ai astăzi ca invitat la podcastul tău. Mă bucur foarte mult că ai acceptat invitația și că poți să ne oferi din informațiile pe care le ai despre lectură și despre tot ceea ce înseamnă partea aceasta de citit în rândul tinerilor. Aș vrea să începem prin a te prezenta pe tine. Ce faci? Cu ce te ocupi? În primul rând, numele meu e Bianca Mirică. Sunt elevă, sunt clasa 11 la Colegiul Național Mihai Viteazul din Ploiești. Sunt foarte implicat în tot ce ține de proiecte extrașcolare. Asta a fost pasiunea mea de când eram mică. Întotdeauna mi-a plăcut să creez lucruri și să le iau de la zero și să știu că eu am creativitatea și pot să iau resursele să creez ceva frumos și probabil de asta îmi place și să fac evenimente foarte mult. Sunt parte din Consiliul Elevilor, am acest proiect de Rory Bookshelf pe care l-am fondat alături de o colegă și o prietenă de-a mea foarte, foarte dragă și care a crescut super mult în ultimele luni și sunt foarte mândră de chestia asta. Și, bineînțeles, alte proiecte pe on the side, așa, care sper să crească și să prindă atât de bine cum a fost în cazul lui Rory Bookshelf. Sunt sigură și îmi place foarte mult implicarea ta în tot ceea ce înseamnă aceste proiecte extrașcolare. Și vreau să ne focusăm pe partea aceasta de The Rory Bookshelf, clubul acesta de lectură pe care tu l-ai fondat, alături de Crina Dinu. Și vreau să ne povestești, de unde a pornit toată această inițiativă? Cu ce se ocupă mai exact clubul de lectură? Ei bine, eu și cu Crina, nu ne știam înainte. Noi, atât eu cât și Crina, vrem să studiem în străinătate, în Statele Unite ale Americii. Și ne-am cunoscut prin intermediul Juliei, Julia Boca, care este un consilier educațional, care ne-a ajutat atât pe mine cât și pe Crina foarte mult pe parte de extrașcolare și implicare și crearea portofoliului pentru aplicatul în străinătate la facultate. În perioada aceea, Julia era încă în state. Eu și cu Crina ne-am întâlnit pe Zoom. Cred că în primul meeting pe care l-am avut alături de Julia, ne-a separat în breakout rooms pe Zoom. Și nu știu cum s-a întâmplat, pur și simplu, să pic fix cu Crina, dintre toți colegii mei de la consiliere. A fost un click instant între noi, adică a fost pur și simplu chimia aia de început, a fost din senin, ne-am înțeles bine și am zis că dacă tot avem aceeași pasiune și vrem să studiem asemănător, un lucru asemănător la facultate, să încercăm să facem și ceva împreună. Ați simțit cumva că puteți să colaborați foarte da, bine împreună. Chiar a fost o colaborare super bună de la bun început. Am simțit așa o legătură foarte profundă cu Crina din prima și, pur și simplu, ne-am gândit că ce putem să facem legat de lectură, ne plăcea amândurora să citim și ne-am gândit să facem un club online. Și după cine să ne inspirăm, dacă nu după Rory Gilmore, care este un icon în lumea asta a cărților și a literaturii, după cum bine știți și din serialul Gilmore Girls, că și ea citește foarte mult și chiar a inspirat o mulțime de alți tineri să ia lectura în serios, ca pe un hobby. Apropo de partea aceasta de inspirație, cum faceți astfel încât să puteți să promovați lectura în rândul tinerilor, mai ales având în vedere faptul că în generația de astăzi, tinerii sunt foarte focusați pe partea aceasta de rețele de socializare, TikTok, Instagram. Cum îi atrageți spre partea aceasta de citit? Păi, concret? În primul rând, așa cum ai zis și tu, am folosit rețelele de socializare ca canal principal de comunicare între noi și audiența noastră. Bineînțeles că la început, când am creat contul de Instagram și ne-am gândit la toată ideea asta de club de lectură, de postat pe Instagram despre cărți, literatură și autori, nu ne-am gândit vreodată că o să ajungem la 2400 de urmăritori pe Instagram. Am zis că o facem din pasiune, de drag, de dorința de a face lectura, așa cum ai spus și tu, mai cunoscută în rândul tinerilor. Și am început pur și simplu să postăm. Un sprijin major l-am avut și din partea Juliei, bineînțeles, pentru că ea deja are o comunitate destul de strânsă pe Instagram și cu ajutorul ei am reușit să adunăm și noi în primele luni 300-400 de urmăritori, dacă nu mă înșel. Și apoi am luat legătura cu mai mulți influenceri din sfera aceasta de BookTok, Bookstagram, BookYouTube și așa mai departe. Și i-am rugat să ne promoveze. Lumea a fost extrem de deschisă, ceea ce pentru mine a fost, again, încă un punct pro pentru care merită să mă dedic acestei comunități. Și am ajuns astăzi să avem peste 2400 de urmăritori pe Instagram, foarte, foarte multe mesaje de susținere pentru care sunt extrem de recunoscătoare și o comunitate foarte strânsă de 100 de membri în clubul de lectură.
Felicitări! Sigur că toată această creștere rapidă este și datorită faptului că sunteți pasionate de domeniul scrierii, literaturii, lecturii, implicit. Vreau să te întreb, de ce ați ales Rory? De ce nu orice alt serial, orice alt film? Păi, așa cum am mai menționat, și Rory era un cititor avid. Era fix genul ăla de persoană după care ai fi putut să te ghidezi dacă voiai să citești ceva. Ne-am gândit că vrem să avem un simbol al clubului de lectură care să inspire oamenii să citească și Rory a fost primul personaj care ne-a venit în minte, plus că era cluburi de lectură au mai fost făcute până acum, adică ideea asta nu e ceva inovator. Dar faptul că am îmbinat-o cu Gilmore Girls și am reușit să oarecum să luăm inspirație și din serial și din pasiunea noastră pentru cărți, a fost, cred că, ceea ce face proiectul nostru mai special față de celelalte. Unic și se diferențiază cumva față de toată această comunitate de lectură. În continuare, aș vrea să ne focusăm puțin pe partea aceasta de creștere rapidă. Ce proiect concret crezi tu că v-a ajutat să ajungeți la numărul de 2500 de urmăritori într-un timp destul de scurt, zic eu? Da, noi am fondat Rory în mai anul acesta, care face, nici măcar nu avem nici măcar un an de activitate, ceea ce din punctul meu de vedere e impresionant că am reușit să facem o comunitate atât de strânsă și atât de mare în mai puțin de un an. La nivel de proiect, așa cum am mai zis, Julia ne-a ajutat extrem de mult pe promovare la început. Am avut și o apariție în presă după primul nostru eveniment în București, care a fost ținut vara aceasta, la finalul vacanței de vară, pe 8 septembrie. A fost o conferință despre și cu literatură, am mai avut mai mulți invitați, printre care și Julia, bineînțeles. Vreau să amintesc și de fetele de la Feminist Thoughts, care au fost alături de noi și ne-au vorbit despre literatură feministă și importanța prezentării perspectivei feminine în literatură. De asemenea, am avut-o și pe Elizabeth Sagan, care ea câștigă bani din domeniul literar, ea așa câștigă existența și mi s-a părut extraordinar că un om chiar ajunge să facă profit de pe treaba asta. Și de asemenea, am mai avut-o și pe Carla Boboc alături de noi, care la fel a fost o prezență uimitoare la eveniment și a avut un discurs incredibil. Și voiam să spun și de apariția în presă, am apărut la Școala Nouă. Le mulțumesc încă o dată fetelor de la Școala Nouă că au venit să ne ia interviul. A fost o reacție de-a mea, adică reacția mea când le-am văzut acolo a fost total neașteptată și acum îmi aduc aminte că am fost complet speriată și în stare de șoc că cineva chiar a crezut în două fete, una din Ploiești, cealaltă din București, care au făcut o conferință cât să vină să le ia interviu și apoi să-l publice într-o redacție atât de mare. Și poate și, adică sigur și treaba asta ne-a ajutat când ne referim la creștere, faptul că apariția în presă ne-a deschis oarecum la o audiență mult mai mare. Da, și mă bucur foarte mult că există oameni din zona aceasta de jurnalism care cred în proiectele tinerilor și în toate inițiativele pe care ei le fac. Și mă gândesc că și faptul că ați avut un număr destul de mare de participanți în cadrul evenimentului Lit Legacy, se numește el, a contribuit către acest factor. Voiam să ne vorbești puțin despre eveniment, în ce a constat concret. Sigur. Deci, odată cu creșterea asta pe Instagram, am zis că e cazul să facem un eveniment unde audiența noastră să poată să vină să vadă concret ceea ce facem noi și ceea ce ne dorim noi să promovăm. Am conceput evenimentul ăsta alături de Crina și a durat ceva timp pentru că eu aveam experiență oarecum cu organizarea de evenimente de la Consiliu, dar niciodată la o scară atât de mare. Ăsta a fost primul meu eveniment în afara Ploieștiului, într-un mediu cu care nu eram deloc familiarizată și primul eveniment de genul acesta cu speaker mai mulți și cu o deschidere mult mai largă la participanți. Vreau să spun că noi am avut ca idee principală, bineînțeles, promovarea lecturii și am vrut oarecum ca fiecare discurs să promoveze ceva diferit. În timp ce fetele de la Feminist Thoughts au promovat literatura feministă, Carla a vorbit despre importanța filozofiei și lectura filozofiei și de ce ar trebui să citim filozofie, Elizabeth la fel ne-a vorbit despre cum a fost parcursul ei în sfera de media și literatură și cum a ajuns să câștige bani de pe ceea ce face, iar Julia a venit și ne-a vorbit despre ce cuprinde procesul scrierii unei cărți. Ea scrie în procesul scrierii unei cărți despre experiența ei în America și tot ce a trăit în cei 6 ani, dacă nu mă înșel cât a stat în America. Și ne-a vorbit la fel despre cum își ia inspirația, cum a reușit să-și pună gândurile în cuvinte și ce înseamnă efectiv să găsești oameni care să creadă în proiectul tău, așa cum ai spus și tu. Sunt sigură că și modul acesta de a organiza un eveniment fizic
în cadrul unui club care este inclusiv online, ați putut cumva să conectați toată această comunitate, să-i faceți pe participanți să-și socializeze, să se cunoască între ei, să schimbe opinii legate de cărțile pe care le citesc. Tot pe partea aceasta de organizare, știu că sunt foarte mulți tineri care își doresc, au idei de anumite proiecte, anumite evenimente pe care își doresc să le organizeze, sau poate nu au curajul respectiv. Și aș vrea să ne vorbești despre tot procesul de organizare al acestui eveniment, astfel încât să poți cumva să înveți pe tinerii care își doresc să facă acest aspect la fel ca tine. Sigur. Cred că o să încep întâi să spun că în ziua de azi, așa cum ai spus și tu, cititul nu mai e considerat atât de cool sau de mișto cum era considerat înainte. Adică când eram eu, de exemplu, clasa a treia, cred, mi-aduc aminte că eram foarte entuziasmată să primesc cărți cadou. Fie de ziua mea, fie de Crăciun, fie de orice o sărbătoare sau onomastică, îmi doream cărți. Asta oarecum evidențiază și faptul că sunt foarte pasionată de treaba asta, îmi place foarte mult să scriu și să citesc, dar oarecum odată ce crești, nu mai e considerat ok, adică ok, cool să citești. Și colegii tăi de cele mai multe ori trebuie să facă glume pe seama asta când te văd că citești sau că promovezi treaba asta în mediul online. Ceea ce zice eu este să nu băgați în seamă aceste comentarii. Întotdeauna o să existe oameni care o să facă oarecum glume pe seama hobby-urilor și pasiunilor voastre, dar nu, asta nu trebuie să vă facă să vă puneți o barieră între a visa și a realiza lucrurile la care visați. Sunt niciodată descurajați exact. De părerile celorlalți. Adică și eu, de exemplu, am întâlnit o grămadă de obstacole, de la lipsă de sponsor, pentru că asta e o treabă esențială pentru organizarea unui eveniment, până la oameni care ironizau ceea ce facem noi și ceea ce promovăm, și oameni care pur și simplu nu înțelegeau de ce două fete, două eleve care pot să facă cu totul alte lucruri cu timpul lor liber, de ce au ales să facă fix treaba asta, să promoveze lectura în mediul online. Și legat de treaba de organizare evenimente, e destul de dificil, mai ales când îl faci în afara orașului tău, cum a fost în cazul meu. Noi am ținut evenimentul în București, în centrul vechi la librăria Humanitas. Am avut sala lor de conferințe, care a fost surprinzător plină, adică nu am mai avut niciun loc liber în sală și am fost copleșită de treaba asta. Mi s-a părut incredibil cum, repet, oamenii au crezut și și-au pus speranța în noi că putem realiza un eveniment de calitate, din care chiar să aibă ceva de învățat. A fost greu, am avut nevoie de resurse, am avut nevoie de devotament din partea mea, atât din partea mea cât și din partea Crinei. Au fost foarte multe nopți pierdute prin care am făcut fiecare detaliu până la minim ca să ne asigurăm că o să fie totul super bine pus la punct. Și mai ales când nu ai, adică eu am avut suportul părinților mei, atât eu cât și Crina, dar nu a fost niciun adult, ca să spun așa, implicat în organizarea evenimentului. A fost doar eu, Crina și părinții noștri care ne-au susținut, bineînțeles, să realizăm, să ducem evenimentul la realitate. Dar la finalul acestui proces lung de care ne vorbești tu, prin care ați organizat și ați pus la punct toate detaliile minore, tot acest proces de organizare al evenimentului, cu siguranță a meritat, cu siguranță tinerii au avut ceva de învățat și sunt sigură că ai primit și foarte multe păreri pozitive la final, tineri care te-au felicitat, care ți-au mulțumit pentru oportunitatea pe care l-ai oferit-o. Da, a fost, adică fix treaba asta de pe care o povestiști tu acum, fix aspectul ăsta, a fost ceea ce m-a motivat și mi-a dat speranța și siguranța că fac ceva care chiar merită și care chiar își are rostul în sfera online. Faptul că am primit mesaje de la o mulțime de tineri care ne-au spus vă mulțumim că ați organizat așa ceva, faptul că mulți oameni au venit și ne-au spus că vă mulțumim că ne le-ați adus pe fetele astea patru să vorbim cu ele despre lectură, vă mulțumim că faceți ceea ce faceți și că în sfârșit sunt persoane care spun că lectura e cool și e mișto să citești. Da, ți-a dat cumva curajul să continui. Mai ales, așa cum spuneai și tu, fiind zona aceasta de lectură care cumva este nu atât de plăcută de tineri și de generația aceasta, faptul că ai putut să contribui concret și să-i ajuți pe tineri să fie pasionați de această latură, ți-a oferit această satisfacție. Și vreau să vorbim în continuare de echipa pe care o ai. Ne-ai spus mai devreme că ai o echipă de aproximativ 100 de persoane. Da. Cum organizezi tu concret toată partea aceasta? Cum manageriezi echipa? Cum este împărțită pe departamente sau cum funcționează? E mai mult de explicat aici. Noi avem departament de social media deschis recent, cred că de vreo 2 luni, pentru că până acum, dacă îți vine să crezi sau nu, eu și cu Crina făceam grafica. Adică în afară de tot ce aveam pe parte de resurse, pe parte de promovare, pe parte de organizare evenimente, tot conținutul nostru online era realizat de noi. De la descrieri, texte, postări,
story-uri, videoclipuri, orice era postat pe canalele noastre de social media era realizat de mine și de Crina. Și odată ce am crescut în urmăritori, am zis că poate există oameni care vor să se implice și pe partea de design sau de redacție. Și surprinzător chiar au fost, adică avem o echipă de 35 de oameni, dacă nu mă înșel, pe social media, ceea ce e un număr destul de mare. Postăm aproape zilnic pe Instagram, adică încercăm în fiecare săptămână să avem postări aproape zilnice pentru a menține engaged audiența noastră. Și de a, efectiv, crește din ce în ce mai mult și de a ajunge la cât mai mulți urmăritori și cât mai mulți non-urmăritori pe ecranele cât mai multor tineri care poate sau nu știu încă că sunt pasionați de lectură. Care este secretul tău în leadership? Cum manageriezi tu toată echipa aceasta mare de persoane? Cred că, adică secretul meu cel puțin nu e neapărat un secret, dar ceea ce îmi spun eu în continuu când scriu mesaje sau atribui task-uri sau relaționez cu oamenii din clubul de lectură și din echipa de social media este faptul că sunt oarecum înțelegătoare și înțeleg că, uite, eu dau un task, dar omul respectiv nu se poate ocupa de el în două zile, să spunem. Ok, e ok, o să reușim împreună, pentru că de asta suntem o echipă și de asta suntem aici, ca să colaborăm și să schimbăm idei. De asemenea, când facem repartiția conținutului online pentru o nouă săptămână, eu mereu întreb, ce ziceți, ce părere aveți, ce spuneți despre postarea asta, credeți că o putem îmbunătăți în vreun fel? Și avem așa un dialog deschis între noi, în care facem un brainstorming de idei și în care punem totul efectiv la punct când vine vorba de conținutul online pe care îl pregătim pentru o nouă săptămână. De acord și îmi place foarte mult această idee de leadership, modul în care și ei au de învățat de la tine și tu de la ei și este tot timpul un schimb frecvent de idei și de păreri și de opinii, astfel încât rezultatul final să fie unul de excepție. Nu am fi putut să ajungem la conținut de calitate postat pe Instagram fără acest schimb de idei despre care îți vorbeam, pentru că eu, de exemplu, când am început la Rory, nu știam să fac design deloc. Punctul meu forte era redacția. Îmi place, cum am mai spus, îmi place foarte mult să scriu, îmi plăcea să fac texte, dar nu știam cum să le pun efectiv într-o grafică și să arate ok și bine și frumos pentru omul care îl vede de pe telefonul lui. Așa că a fost un drum destul de lung și am avut foarte multe de învățat și de la oamenii cu care lucrez, pentru că ei sunt foarte, foarte talentați pe partea asta de grafică și design. Și de asta spun că fără ei nu am fi putut să creștem atât de mult, să facem un conținut atât de frumos din punct de vedere vizual. Sigur că ai învățat și tu foarte mult și te-ai dezvoltat pe tot acest parcurs al proiectului Rory și cu siguranță ai și contribuit la toată această generație, la promovarea lecturii în rândul tinerilor până la urmă, constituind acest club care este cel mai mare de lectură din țară până la urmă, pe partea aceasta de tineret. Că nu vine să cred când spun asta, dar da. Felicitări! Mulțumesc mult! Aș vrea acum să ne focusăm puțin pe competiția de writing, pe care ai și câștigat-o, competiție care a fost organizată chiar de Universitatea Harvard. Da, a fost oarecum surprinzător. Nu mă așteptam sub nicio formă să câștig fix eu. Asta a fost o oportunitate pe care am găsit-o oarecum după ce am terminat cursul de jurnalist pe care l-am făcut vara trecută. A fost un curs organizat de cei de la Harvard Crimson, care este ziarul studenților de la Harvard. A fost facilitat efectiv de echipa de redacție și de bordul ziarului și în timp de două săptămâni am luat cursuri despre cum să scriem un articol, cum să facem cum să realizăm tot procesul ăsta jurnalistic. Apoi, la final, am avut niște assignment-uri care au fost verificate chiar de ei și am primit feedback pe toate operele, pe toate textele pe care le-am scris, dar de asemenea ni s-a prezentat oportunitatea aceasta de a înscrie unul dintre assignment-urile finale la această competiție. Și a fost tema, am avut de prezentat o poveste locală din comunitatea noastră. Practic trebuia să scriem despre ceva care caracterizează comunitatea din care noi provenim. Eu am scris despre castelul lui Iulia Hajdeu de la Câmpina, dacă nu știu, parcă da. Și dacă nu știe toată lumea, castelul acela are o istorie foarte, foarte, foarte interesantă. Faptul că fiica lui Bogdan Hajdeu a murit și el a construit castelul respectiv ca să facă ședințe de spiritism, să discute cu ea. Eu am scris despre chestia asta, m-am și documentat foarte mult, pentru că a trebuit să traduc texte arhaice din română în engleză ca să le pot, practic, să le pot cuprinde în piesa finală pe care urma să o redactez. Și apoi l-am trimis. Le-am trimis cu o oră sau două înainte de deadline. Și asta a fost undeva la final de iulie. Adică cu totul am terminat cu tot, cu competiție, cu curs, mi-am luat și diploma, am trecut peste, a trecut și cursul acesta și nu mai primeam nicio veste. Am fost lăsat așa câteva luni,
le tot dădeam mail-uri, nu-mi răspundeau și am zis că ok, o să las baltă, că na, doar nu ce să fac, nu, nu să mă duc peste ei în America, să le bat la ușă, să le spun, hei, ce faceți cu competiția asta? Și ceea ce e foarte amuzant și foarte surprinzător și faptul că totul se întâmplă, adică asta mi-a evidenția mie că totul se întâmplă cu un motiv, a fost că eram în drum spre școală, eram în mașină și am primit un mail la ora 7, cred că 7:20, dacă nu mă înșel. Eram și foarte adormită pentru că, bineînțeles, ca orice elev când se duce dimineața la școală, ești super obosit. Și primez mail-ul și prima dată am zis că e ceva chestionar de feedback sau, mă rog, în urma cursului. Și dau acolo și dau click pe mail și văd acolo că suntem foarte fericiți să vă anunțăm că am selectat cei 5 câștigători ai competiției. Și, în fine, era un text din acesta generic de prezentare, de felicitări și nu știu ce. Și mă uit acolo pe lista de participanți, au fost 5 câștigători la nivel internațional și a treia eram eu. Prima dată am zis că nu citesc bine, îți dai seama că fiind și prima dată când câștig o astfel de competiție la nivel atât de mare, am zis că nu, n-are, nu se poate așa ceva. M-am uit odată și da, chiar era numele meu acolo și ca să-mi confirme adică să-mi confirme definitiv, am primit ulterior și mail-ul cu diploma de câștigător. A fost o emoție pe care nu o mai simțisem până atunci și chiar mi-a demonstrat faptul că dacă ești pasionat și dedicat hobby-ului și pasiunii tale, o să reușești să faci lucruri mărețe. Bineînțeles, și cu siguranță ai și promovat comunitatea locală în rândul internațional, fiind un concurs organizat de cei din Statele Unite ale Americii. Da, sincer să fiu, a fost, adică îți dai seama, eu de la Ploiești, care probabil oamenii aceia nici nu ar fi mai auzit vreodată de istoria castelului respectiv, să le povestesc un asemenea lucru și chiar să impresioneze atât de mult încât să mă număr printre cei 5 câștigători a fost un lucru incredibil pentru mine. Crezi că acest aspect a diferențiat cumva de ceilalți câștigători sau ce anume a diferențiat eseul tău față de ceilalți participanți? În general, atunci când scriu fie o poezie sau un text sau un eseu, tind să mă documentez foarte bine înainte și să folosesc, asta e o chestie pe care am învățat-o again de la Julia, să mă pun în locul cititorului și să zic chestia asta are sens pentru mine, că eu o scriu și știu ce e în capul meu în timp ce îmi pun ideile în cuvinte, sau ar avea sens și dacă cineva din afara sinelui meu o citește. Și cred că ăsta e unul dintre cele mai bune sfaturi pe care îl pot da fiecărui scriitor sau autor sau viitor scriitor sau autor, faptul că trebuie să te pui în locul cititorului și să vezi dacă are sens și din perspectiva lui, nu doar din perspectiva ta. Foarte interesant, cu siguranță, și sunt sigură că foarte mulți tineri au de învățat din această poveste. Vreau să vorbim despre partea aceasta de cunoaștere a oportunităților pe care le oferă universitățile întregii lumi. Ne-ai spus despre acel curs de jurnalism pe care l-ai urmat și știu că sunt foarte mulți tineri interesați să meargă înspre această zonă, înspre această parte și să facă parte din anumite cursuri. Cum ai descoperit tu acel curs de jurnalism și urmând ca apoi să faci parte din acel concurs? Așa cum spuneam, rețelele de socializare sunt a big thing pentru treaba asta. Puteți să le căutați efectiv pe contul de Instagram ale universităților. De cele mai multe ori ei o să posteze acolo fiecare curs, fiecare oportunitate pe care o dezvoltă pentru tineri. De asemenea, există un cont de Instagram făcut de unul dintre colegii mei de la consiliere. Se numește Opportunup. Îl puteți căuta pe Instagram și acolo postează o mulțime de oportunități, de la concursuri de scriere creativă până la oportunități de voluntariat și așa mai departe din diverse sfere. E foarte important să rămâi up-to-date pe rețelele de socializare pentru că în ziua de azi pe ele se postează cel mai des astfel de oportunități. Pentru cei pasionați de scriere creativă puteți să vă uitați și pe școala, nu, pe zona nouă, doamne. Ei sunt o comunitate tot așa de oameni pasionați de scriere creativă. Au organizat recent un concurs de scriere creativă pentru poezie modernă și sunt super, super, super implicați în treaba asta de promovare a scrierii și a facilitării de oportunități pentru tineri. Foarte interesant. Mă bucur foarte mult că poți să ne împărtășești aceste informații, astfel încât tinerii să poată concret să învețe și să afle de unde faci tu rost de aceste oportunități, astfel încât să poată și ei ulterior să participe la aceste cursuri, la aceste concursuri și așa mai departe. De cele mai multe ori le postăm și pe Instagram-ul Rory, așa că dacă vreți să aflați mai multe lucruri despre oportunități în tot ceea ce înseamnă lectură, scriere creativă și partea asta de domeniu de literar, puteți să ne lăsați un follow pe The Rory Bookshelf pe Instagram. Cu siguranță. Aș vrea să ne focusăm acum pe FM Words, care este un alt proiect, la fel, conceput de tine, împreună cu Crina. Crina, da.
cu ce se ocupă concret? Știu că este specializat pe zona aceasta de poezii, de scriere creativă, strict în zona literaturii scrise de femei. Da, păi cred că toată lumea știe faptul că a fi femeie nu e neapărat un lucru greu, dar îți trebuie o cantitate mai mare de efort de a te face, de a-ți face vocea auzită oarecum în zona, în toate domeniile, ca să mă exprim așa. Și asta e o chestie destul de, nu e o chestie nouă, adică nu e un lucru cu care ne confruntăm de ieri, e o chestie cu care ne confruntăm de foarte mult timp și astfel de inițiative chiar cred că își au rostul pentru a combate astfel de stereotipuri și discriminări sau mentalități foarte, foarte vechi. Noi, adică eu și cu Crina ne-am gândit că ar fi un proiect foarte benefic pentru toate tinerele cărora le este frică să-și publice creațiile sau au o teamă că vor fi judecate sau ironizate pentru faptul că scriu. Și am spus că eu nu-mi doresc ca nimeni să treacă prin treaba asta și vreau să fac un loc unde toată lumea se simtă confortabil să trimită ori anonim, ori cu nume, că până acum doar așa am primit, adică chiar mă bucur că sunt fete cărora chiar care chiar își asumă ceea ce scriu, pentru că este un domeniu incredibil de frumos și au niște lucrări deosebite. Și asta a fost, adică, conceptul de la care am plecat. Faptul că vrem să creăm un spațiu safe, un spațiu sigur unde toate fetele să simtă că sunt apreciate și că munca lor chiar înseamnă ceva. Dar de ce v-ați focusat doar pe partea aceasta de femei, de fete? De ce v-ați axat pe această zonă a literaturii? Intrând oarecum în Rory, am văzut că sunt foarte puține proiecte dedicate efectiv autoarelor femei. Adică și când ne uităm la literatura universală și la toate cele mai populare opere, ne aducem aminte că marea majoritate dintre ele și cele mai cunoscute dintre ele sunt scrise de bărbați. Adică nu avem efectiv, în afară de Jane Austen, care a devenit cunoscută oarecum în ultimii ani, în afară de ea nu prea cunoaștem alte autoare femei, atât din literatura noastră românească, cât și din literatura universală, care să fie avut, adică, un impact cât să rămână în mintea tuturor oamenilor. Și de asta spun că e foarte important să promovăm ambele perspective în literatură, atât perspectiva autorilor bărbați, că și ea a adus o contribuție incredibilă în sfera aceasta, dar și perspectiva feminină din literatură, pentru că ea prezintă o cu totul altă realitate și ne ajută să avem o dezvoltare completă în ceea ce privește cunoștințele literare. Faptul că citești doar opere scrise din perspectivă unui autor bărbat nu o să te ajute niciodată să înțelegi ce înseamnă să scrii din perspectiva unei femei. Și chiar dacă la rândul tău vrei să scrii ceva și vrei să construiești un personaj feminin, probabil nu o să dai niciodată seama cum să-l faci să gândească, iar o să ajungi cu o creație care are personaje unilaterale, care nu se diferențiază oarecum unul de celălalt. De asta spun că e foarte important și asta e o chestie pe care o cred și eu, să includem și în programa școlară foarte multe opere scrise de femei. Pentru că e foarte important ca elevii să aibă ambele părți ale curiculei, atât din perspectivă feminină cât și din perspectiva autorilor bărbați. Foarte interesantă partea aceasta cu perspectivele. Modul în care un elev ar trebui să învețe și să citească atât opere din perspectiva unui bărbat scrise, cât și din perspectiva unei femei, astfel încât să poată concret să înțeleagă modul în lucrurile care fiecare sunt gândește. Diferite, chiar dacă se uită sau relatează despre sau creează o narațiune despre același lucru, cu siguranță să existe diferențe, pentru că privim lucrurile diferit. Și faptul că, nu știu, ajungi să citești, adică ajungi la vârsta de 18 ani și citești câteva opere populare, dar scrise doar de bărbați, și apoi dai de Jane Austen sau de Virginia Woolf, și vezi că ele aduc niște perspective noi, chiar dacă operele lor au fost scrise acum mulți, mulți ani, când chestiile astea nu erau atât de discutate, o să vezi că îți face așa un reality check și să zici că, uite, vezi, și femeile de atunci se confrunta cu ce se confruntă femeile de astăzi și este o problemă care chiar trebuie adusă în discuție, trebuie evidențiată și trebuie oarecum explicată tuturor oamenilor pentru a înțelege cât de important este să promovăm literatura din perspectiva feminină. Siguranță, diferențele există chiar de la o persoană la alta, modul în care fiecare percepe un text, modul în care fiecare percepe un personaj și așa mai departe, da, apoi de la o femeie la un bărbat. Și vreau acum să mergem spre partea aceasta de proză scrisă de femei. Crezi că femeile nu au avut oportunitatea de-a lungul timpului să scrie și să se lanseze cumva, la fel cum au avut-o bărbații? Dacă mă întreb părerea mea personală, nu. Adică, de cele mai multe ori, nu că nu au fost neapărat înțelese, dar societatea a fost, vorbesc de societatea mai arhaică din timpurile mai vechi, a fost construită în așa fel încât
femeile să nu primească aceleași drepturi ca și bărbații. Și asta e o chestie care, o problemă care s-a mai oarecum diminuat în ultimii ani, pentru că au început să se promoveze foarte multe practici pozitive în ceea ce înseamnă combaterea discriminării de gen și de sex. Și asta e un lucru foarte, foarte bun. De asta și eu tot încurajez să promovăm vocile feminine și să luăm în considerare și perspectiva lor în literatură. Și dacă ne uităm și la exemple din trecut, de autoare foarte, foarte faimoase, există o poveste, faptul că The Great Gatsby, Marele Gatsby de F. Scott Fitzgerald, e scris de fapt de soția lui și ea nu a putut să-l publice pentru că femeile nu aveau un spațiu liber și sigur unde puteau să-și publice operele. Și de aceea a fost publicat numele soțului ei. De asta spun că e foarte interesant să te uiți în urmă și să analizezi toate aceste evenimente și să vezi că problemele astea chiar există și chiar trebuie să facem ceva ca să le punem o dată stop. Și să promovăm cumva și toată această literatură scrisă de femei, da. Pentru că, cu siguranță, toată această viziune pe care ele o au este de apreciat în rândul tinerilor și în rândul întregii comunități. Sigur. Este foarte interesant faptul că voi postați toate poeziile, toate textele scrise de autoare, de fete tinere, care pur și simplu vi le trimit pe e-mail, din ce știu. Cum este procesul de selecție sau cum anume? Nu avem oarecum un proces de selecție, adică ar fi greșit să spun că un text e mai frumos decât altul sau o poezie este mai expresivă decât alta. Pur și simplu încercăm să promovăm și să postăm tot ce primim. Bineînțeles, dacă există texte care sunt oarecum exagerate sau promovează niște valori cu care noi să nu rezonăm, nu o să publicăm treaba asta, dar de cele mai multe ori, adică în toate cazurile de până acum, am avut niște poezii deosebit de frumoase și le-am publicat pe absolut toate. De asta spun că nu avem un criteriu de selecție. Le citim, le apreciem, facem grafica și apoi postăm pe Instagram pentru că dorim ca toată lumea să se bucure de ceea ce am avut, ceea ce ne-am bucurat noi înainte să fie postat pe Instagram. Mă bucur mult că există astfel de persoane în rândul comunității care chiar să promoveze toate aceste talente tinere. Pentru că sunt foarte mulți elevi care au talent, da. Își doresc să se lanseze și doresc să își pună în vedere acest talent în fața comunității, dar poate nu au resursele necesare. Da, și nici un spațiu sigur unde să facă asta. Și nici nu sunt puși în această lumină, da. Astfel încât concret lumea să poată să afle de ei. De asta că noi am încercat pe FemWorld să și încurajăm fetele să își însușească operele pe care le trimit și am pus la final de cele mai multe ori în toate postările unde a fost persoana respectivă de acord și o scurtă descriere a fetei care a realizat textul. E foarte important să fii, cum ai spus și tu, mândru de ceea ce faci și să te pui în lumina reflectoarelor atunci când realizezi ceva drăguț și ceva frumos și ceva inspirațional. Cu siguranță. Aș vrea acum să ne întoarcem puțin în timp. La începutul acestui proces, atât pe partea de Rory, cât și pe partea de FemWorld, dacă a existat vreo persoană care te-a susținut, care v-a susținut și pe tine și pe Crina de la început, poate, și care a contribuit pe tot parcursul acestui proiect, astfel încât să ajungeți la reușitele pe care le aveți acum? În afară de părinții noștri, care, cel puțin în cazul meu, dar știu sigur și că în cazul Crinei se aplică exact același lucru, care m-au susținut în absolut toate lucrurile pe care le-am vrut să le fac, pentru că tot suportul financiar a provenit din partea lor, toate oportunitățile au fost plătite de ei și susținute de ei și vreau să le mulțumesc pe partea asta și să le spun că sunt extrem de recunoscătoare și că fără ei nu aș fi ajuns unde sunt astăzi. Dar în afară de părinții noștri a fost evident Julia, pentru că fără ea nu am fi putut să avem deschidere la atât de multe idei, la atât de multe resurse și faptul că și ea a trecut, aplicând la facultate în America, a trecut prin aproape aceleași lucruri prin care trecem și noi acum, o face un sprijin de nădejde și un om care chiar știe prin ce treci atunci când vrei să te duci la facultate în America. Foarte interesant. Mă bucur foarte mult că aveți acces la o astfel de susținere. Și aș vrea să ne focusăm și pe partea aceasta de viitor. Unde te vezi peste, nu știu, 5 ani? Vrei să studiezi tot partea aceasta de literatură? În teorie, eu pe asta voi aplica la facultate, pe engleză și scriere creativă. Cred că am spus deja că îmi place foarte mult să scriu, îmi place extrem de mult să scriu. Scriu, cred că de fiecare dată când simt că sunt prea fericită, prea tristă, prea entuziasmată, îmi deschid laptopul și scriu. E un mod pentru mine de a-mi pune gândurile în ordine și de a vedea oarecum unde mă aflu și unde
unde pot să, adică ce pot îmbunătăți la mine. Și pe parte de planuri de viitor, vreau să mă duc la facultate în America. Vreau asta, cred că de când am 13 ani, sunt și eram în clasa 7 și am auzit prima dată de studiatul în străinătate, mai ales în America. Oarecum sfera asta mă pasionează foarte tare, dar vreau să explorez și ceva nou, odată ce, dacă voi ajunge la facultate în America, vreau să explorez și domenii noi. Poate îmi voi găsi un alt interes sau o altă sferă care mă va pasiona, poate la fel de mult cum mă pasionează și scrierea și cititul. De ce ai ales America? Cum ți-a venit această idee? Am o poveste destul de interesantă și chiar mă bucur mult că mi-a rămas în minte. Eram, așa cum am spus, clasa 7-a și vorbeam cu o fată, o colegă de-a mea de generală, cu un an mai mare decât mine, era atunci clasa 8-a. Și ea a venit la mine și mi-a spus că, vorbind de școală, eu am fost întotdeauna un elev, nu știu dacă să zic silitor, dar mi-a plăcut întotdeauna să învăț. Și m-am dedicat întotdeauna școlii, adică pentru mine asta a fost, cel puțin în generală, în gimnaziu, factorul primordial care m-a ghidat în toate alegerile pe care le-am făcut. Vorbind despre școală, mi-a spus că uite ce oportunitate frumoasă am găsit, eu vreau să mă duc la facultate în America. Și eu nu mai auzisem, adică auzisem efectiv de America, era imposibil să nu auzi de țara în sine, dar nu știam că poți ajunge la facultate acolo ca un elev român. Și am ajuns acasă în ziua respectivă, am început să caut pe internet, pentru că sunt o mulțime de articole scrise despre elevi români care au ajuns în America la cele mai bune universități din lume, alți elevi care au o poveste impresionante și au ajuns la facultate în America și ce i-a făcut pe ei să se ducă acolo. Și am început să citesc. Și ca orice om care nu avea absolut nicio idee despre ce înseamnă studiatul în străinătate, eu am zis că vreau să mă duc la Harvard, care e o facultate, adică e considerată una dintre cele mai bune facultăți din lume. Și e destul de greu, adică destul de greu. E foarte greu să intri la o facultate din Ivy League, dar nu e imposibil. Mulți români au făcut-o până acum și sunt foarte, foarte mândră că posibil să mă număr și eu printre oamenii care vor studia în Statele Unite ale Americii. Și am plecat cu ideea că eu vreau să mă duc la Harvard. Clasa 8-a nu am făcut nimic chiar semnificativ pentru dosarul meu de admitere la facultate. Abia în clasa 9, când m-am implicat în consiliu, când am început să fac debate, când am început să fac tot felul de proiecte extrașcolare, am dat și de Julia. Eu pe Julia deja o urmăream de foarte mult timp, dar nu ajunsesem efectiv să găsesc o cale prin a colabora cu ea. Eram la programul Aspire, care e un program foarte, foarte bun pentru cei pasionați de leadership, de echipe, de dezvoltare personală. Este facilitat de profesori de la universitățile de top pe care le-am menționat anterior și diversi oameni din diverse domenii care vor să dea practic înapoi ceea ce au acumulat și ei de-a lungul anilor și din experiența lor unor tineri pasionați. El se concentrează oarecum pe, adică are o admitere asemănătoare cu cea de la facultatea din America, trebuie să scrii un eseu, să-ți încarci notele acolo, să îți pui și CV-ul, adică e un proces destul de solicitant, dar merită, adică pentru mine experiența aia a fost super formatoare și știu sigur că dacă nu ar fi fost și oamenii pe care i-am cunoscut în decursul al 3 zile atunci, în vară, la Poiana Brașov, nu aș fi ajuns să fac lucrurile pe care le fac astăzi. Și chiar atunci, în una dintre seri, când vorbeam cu colegii mei, una dintre fetele de acolo mi-a spus că ea făcea deja consiliere cu Julia și mi-a spus, uite, scrie, dă-i mesaj la numărul ăsta. I-am scris, am început să colaborez cu ea și ușor, ușor, din clasa 10-a, când chiar am început să iau în serios toate activitățile extrașcolare pe care le-am făcut și pe care le voi face. Până acum, ea a fost sprijinul meu în ceea ce privește toate oportunitățile și toate lucrurile pe care le-am creat, bineînțeles, în afara familiei și a părinților și a Crinei, pentru că și Crina știe prin câte am trecut amândouă ca să realizăm ce am realizat până acum. Și prin intermediul ei ai cunoscut tot acest proces de aplicare în America, tot ce înseamnă acel dosar pe care știam tu trebuie să-l ai. Oarecum ce trebuie să faci, dar nu știam în amănunt. Adică nimeni nu o să-ți dezvăluie pe internet efectiv fiecare lucru pe care trebuie să-l faci, pentru că de asta s-au inventat firmele de consultanță și foarte multe lucruri le-am învățat de la ea, bineînțeles. Mi-ai spus că țelul tău suprem este să ajungi la Harvard și te felicit că ai astfel de aspirații. Nu știu neapărat dacă m-am mai rămas acesta, dar pe ideea asta am pornit. Adică când am zis că vreau în America, eu am zis gata, vreau la Harvard. Vreau la Harvard. Foarte interesant. Dacă vei ajunge să studiezi la Harvard sau la o altă universitate din Statele Unite ale Americii, te vei întoarce înapoi în țară după terminarea facultății? Obiectivul meu era să da. Pentru că
nu știu dacă neapărat pot să stau în primul rând atât de departe de casă, de părinții mei, de sora mea, pentru că am o relație foarte apropiată de ei și nu știu neapărat dacă o să pot să stau atât de departe de ei atât de mult timp. Și mi-aș fi dorit să vin în țară ca să inspir oamenii. Știu că sună un pic clișeic, dar chiar știu că sunt o mulțime de tineri care vor să facă lucruri, dar nu au sprijinul necesar și un om acolo care să le spună că poți să faci asta dacă îți dorești suficient de tare. De asta spun că e foarte important să crezi în tine și să-ți găsești oameni care cred la rândul lor în tine și în obiectivele tale, pentru că niciodată, adică o ambiție sau un vis de-al tău nu e niciodată prea măreț. Întotdeauna se pot realiza lucruri, indiferent de cât de mari sunt, poate, nu știu, să-ți dorești să mergi pe lună, dar și treaba aia se poate realiza. De asta spun că e extrem, extrem de important să ai oameni care îți valorifică identitatea și valorile tale și au încredere în tine și îți văd potențialul. Și întotdeauna să crezi în visul tău. Da. Totdeauna este posibil să ajungi acolo unde îți dorești, bineînțeles, cu foarte multă muncă. Tot așa, pe partea aceasta de contribuție, crezi că dacă te vei întoarce în țară, că vei veni astfel încât să poți să contribui la dezvoltarea societății, astfel încât să poți să înveți pe tinerii de aici tot ceea ce tu ai învățat în Statele Unite ale Americii? Sau cum vezi tu tot acest demers? La un moment dat, cred că în decursul acestor ani, de când vreau eu să mă duc în America la facultate, mă vedeam să mă întorc în țară și să mă implic oarecum în procesul educațional, să văd ce pot face ca să schimb sau să alterez într-un fel programa școlară, să devină mai inclusivă, să mă duc în școli și să vorbesc cu tinerii și să stau de vorbă cu ei și să le spun că totul e posibil. Ceva de genul ăsta, adică mi-ar plăcea foarte mult să fac vizite în școli. Știu că sunt mulți oameni din diverse sfere care fac asta deja și chiar e un lucru foarte bun, pentru că și pentru mine au fost inspiraționale vizitele astea. Și chiar cred că contează să stai de vorbă cu un om care are experiență în domeniul în care vrei și tu să studiezi. Astfel încât să poată concret să spună din experiența lui, uite ce am învățat eu, uite cum pot să te ajut. De asta spun că și stagiile de practică sunt foarte bune. Adică dacă aveți oportunitatea sau vă doriți să faceți un stagiu de practică, doar scrieți-le oamenilor unde vreți să faceți stagiul respectiv de practică și de cele mai multe ori o să vă surprindă faptul că o să aveți un răspuns pozitiv. Așa că merită să încercați. Cum pe partea de final a podcastului, aș vrea să le transmit un mesaj tuturor celor care au urmărit acest podcast și tuturor celor pe care i-a inspirat, sper eu, în tot acest demers al literaturii, al aplicării în străinătate, în Statele Unite ale Americii, un mesaj prin care să poți să le transmiți o valoare pe care tu ai învățat-o, ceva concret astfel încât să poți să inspiri pe viitor. Păi, cred că prima idee pe care vreau să o transmit e faptul că întotdeauna trebuie să ai încredere în visul tău și să crezi în tine și să știi, să-ți dai tu singur încrederea că ești capabil să faci lucrul respectiv. Chiar dacă te gândești să faci un eveniment sau să scrii o carte sau să scrii o lucrare de cercetare alături de un profesor universitar, totul e posibil. Fie că deții resursele alea acum sau nu le deții și le vei acumula pe parcurs, asta e un aspect care, again, te va învăța foarte multe. Și în afară de asta, aș spune că merită să te înconjuri de oameni care cred în tine. Eu, de exemplu, fără Crina nu aș fi reușit să fac ceea ce am făcut până acum. Am fost, așa cum am mai menționat, o echipă bună din prima și faptul că ne-am înțeles de cele mai multe ori și trecem prin aceleași lucruri, prin aceleași gânduri și misconcepții și stări de fiecare dată când vrem să facem ceva, m-a ajutat enorm. De asta spun că trebuie să, când faci o echipă mai ales, să găsești oameni care cred în tine și la rândul tău tu să crezi în ei. Și oameni cu care cu siguranță să rezonezi, astfel încât proiectul final să fie unul de amploare, cu care să vă, cumva să rezonați ambele, toți participanții în cadrul proiectului. Să mulțumim, Bianca, pentru toate informațiile cu care ai contribuit și nu uitați să urmăriți paginile de Instagram, The Rory Bookshelf și Femme Awards. Și mai mult decât atât, și Plăștiul nostru are pagina de Instagram și vă încurajez să dați un follow și acolo. Mai mult decât atât, vă mulțumesc pentru vizualizare și vă aștept și la următoarele podcasturi. Până atunci, la revedere!